ta, că n-am de ales, că altfel nu vei tăia capul. Da, eu nu știu să citesc. De astăzi eu, împăratul atotputernic, Aru, interzic cărțile și tot ce ține de el. Banii tot la mine trag. Acum trebuie să merg să-i vânesc pe cei care citesc. Trage draperile repede. Dacă spun să le tragi, tu trebuie să le tragi. Trebuie să faci ceea ce spun eu. Cărțile sunt hrană pentru suflet, iar lumina iartă. Scrie așa. De astăzi, eu, împăratul atotputernic, Aru, interzic... Nu interzic nimic, nu doar nimic. Obiectele acelea în forme dreptunghiulare, cu foarte mult scris, foarte multe pagini, cum se numesc? Vă referiți la cărți? Așa, cărți. Interzic cărțile și tot ce ține de ele. Ai pus punct? Da, am pus semnul de exclamare. Dar domnia ta, de unde să știi că școala nu prea e limitată? Acum citește-mi tot ce ai scris acolo. Acum? Zi, ia mi-o până toate și citește-mi ce a scris pălința aici. Da, eu nu știu să citesc. Ia mi-o până aici. Mai aproape. Domnia ta, ce caută această pintă în brațe? Se face că toți sunteți niște proști, dar niște proști din aia mari. Ia vină tu până aici să văd că tu știi să citești. Eu? Să citesc? Dintotdeauna, de când m-am născut. Păi vezi că ești prost. Cum să citești de când erai mic? Tu atunci nici nu știai să citești. Și asta e greu. Dar eu chiar pot. Atunci citește-mi tot ce a scris pănița acolo, cuvânt cu cuvânt, tare și clar, sau? De astăzi, eu, împăratul a tot proștilor... Gata, s-a zis cu tine. Tu continuă. Vă dau acceptul să citiți câte cărți vreți. Te omor! Pentru ce? Lasă-mă să ghicesc de ce. De ce? Cum de ce? Tu ai două motive când vii la mine. Când ți-ai pierdut casa din cauza facturii, când ai plătit facturile și când rămâi fără bani. Deci lasă-mă să ghicesc. Ai venit să-mi dau casa înapoi. De fapt, am venit pentru salariu. Păi ți l-am dat deja. Ce-ai făcut cu el? Sau ia te-ai dus la cârciumă și l-ai dat pe băutură și tuton? Păi știți, am plătit facturi. Acte utilități, mașina... Păi tu n-ai mașină! O să am. Și cum facem cu banii? Mi-i dați pe luna viitoare? Facem așa. Îți mai dau încă o dată banii pe luna asta, dar tu vei face altceva în schimb. Da, orice. Și banii?
Ia-ți o foaie de hârtie, un pix și scrie așa. De astăzi, eu, împăratul atotputernic, Aru, interzic cărțile și tot ce ține de ele. Dacă veți fi prinși că dețineți sau citiți aceste obiecte, veți fi arestați. Gata, am scris. Stai, de aici te duci direct în viață și pe aceste reguli peste tot. Bine, așa îmi spune. Hai de zi. Banii tot la mine trag. Aș face orice pentru ei. A, dacă ar fi să omor pe cineva. Ia, vrei și tu? N-ai mai fumat niciodată? Nu, n-am avut. Ia, mai vrei? Auzi, da, tu de ce ești pe aici? Adică cu ce te ocupi? Nici eu nu știu, dar știu că oamenii s-au luat pe seama mea, dar eu nu fac nimic mai mult. Aha, deci cu d-astea te ocupi tu. Știam eu că toți sunteți la fel și vreți numai să vă fac ce este de parcă ar fi ziua mea. La mulți ani, la mulți ani și sănătate și multă bătrânețe. Mulțumesc pentru cinste. Nu ne pentru ce. Pentru ce să-ți mulțumești că nici măcar nu-i ziua mea? Hai, acum te las, că trebuie să merg în piață, că am treabă. Ce treabă? Unde pleci? Vin și eu cu tine. Nu vin nicăieri. Mai bine te duci și treaba ta. Nu am nicio treabă. Am eu. Dar ce faci? Mă duc să pun în piață afișul pe care l-am scris eu cu mânuța mea. Te rog, ia-mă și tău, nu vreau să rămân fără un prieten. Ce prieten? Eu? Prietenul tău? Niciodată. Auzi? Nu mai bine să mai comand eu încă o bere. Ba chiar, îți las și pachetul meu de țigări. Nu-mi convine. Ce nu-ți convine iară? Ce vrei de la mine? Bani! Oricum nu-ți dau, că cine știe pe ce-i cheltuiești tu. Acum hai, lasă-mă. Eu trebuia să fiu în piață acum 5 ore. Tu la mine te văd. Nu! Ce s-a întâmplat? Stai, dar unde sunt sacoșile tale? Ți le-au furat? Nu, n-a furat nimeni nimic. Lasă-mă să te explic. Durează mult? Vreau să termin cartea până diseară. Mai lasă-mă să citesc un paragraf. Până diseară? Da, până diseară.
după tot ce vei auzi, nu vei mai ști niciodată. Acum dăm cartea. Nu să dau. Nu să înțeleg. Ce se întâmplă cu tine? Și ce cu foaia adevărată? Să-i invitați la bal? Nu, nici vorbă de așa ceva. Am fost noi vreodată invitați la bal? Nu, dar mi-ar fi plăcut să-mi drag în chemea cea nouă. Toate colegele mele au fost la bal. Și toate despre totul, ca și cum ar fi extras într-un vas. Of, Doamne, cum? Să-i vrăstisoare de dragoste? Rumb! Deja nu treci măsura, stai jos! Să văd! De astăzi... Am zis să termin. Ia loc! Am să-ți povestesc acum totul. După cum bine știm, azi dimineață am fost la piață. Și cine crezi că și-a făcut apariția? Cine? Ofițerul Ru. Ce ocazie? Asta urma să spun, dar dacă n-ai răbdare, a pus un anunț cu... Cu ce? Să le-a vorbat despre acel anunț pe care nu mai lăsa să termin. Da, fix de acela vorbesc. Vreau să văd. Nu cred că ar fi o idee atât de bună. De astăzi, bla bla bla. Ce? Nu mai am voie să citesc cărți? Sper că este o glumă. Nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Cu ce încurcă pe ei cărțile? Cărțile sunt hrană pentru suflet. Sau poate chiar asta este. Ei nu vor ca sufletul nostru să fie hrănit. Oare vom apuca în zilele alea în care dreptatea va triumfa? Of, Doamne, plumb, vino aici. Nu! Nu mă interesează ce o să-l facă. Trebuie, altfel o să-ți facă rău. Ce dacă? Te vor aresta. Nu mă interesează. Te vor omorâ. Să mă omoare. Să vede ceva. Ascunde cartea. Nu mă ascund. Ascunde cartea, te rog. Nu mă ascund. E un ofițer, ascunde cartea. Bună ziua. Am venit să vă aduc la cunoștință noile reguli care se vor aplica din acest moment, dacă nu v-ați conformat. Ne-am conformat. Aceea este cumva o carte? Da, este o carte. Dar se pare că cineva nu prea mă lasă să o termin. Tu mă faci pe mine cineva și mai ai și o carte. Ai încărcat două ore.